Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador. Varicele dor numai în cazul unor complicații, cum ar fi ulcerul varicos, care se manifestă prin defecte de substanță la nivelul gambei, sau când apare tromboflebita, adică prezența unui chiac de sânge. Boala varicoasă, din ce în ce mai frecventă în zilele noastre, datorită sedentarismului în primul rând și a unor moșteniri genetice, se tratează chirurgical. În primul rând, diagnosticul bolii varicoase este un diagnostic clinic. Varicele se văd la prezentarea pacientului la medicul de familie, care ulterior ar trebui să-l direcționeze către o examinare paraclinică, și anume către ecografia venelor, așa numitul Doppler venos de membre inferioare. Odată ce avem un diagnostic stabilit de vene varicoase fără prezența trombozei venoase profunde, pacientul se poate adresa medicului chirurg în vederea tratamentului chirurgical. Terminarea venei safene se realizează printr-un sistem de valve care unidirecționează fluxul sanguin din vena superficială în vena profundă. De cele mai multe ori, în 90% din cazuri, varicele apar datorită stricării acestui sistem de valve. Etapa esențială se face prin crosectomie, desfințarea, practic, acestei legături. Cel mai bine se realizează chirurgical, este varianta de elecție. Pe ultimii centimetri, această venă primește foarte multe vase colaterale. Dacă nu le vom ligatura și pe ele, pe baza lor pot apărea așa zisele recidive varicoase. A doua etapă este, nu este obligatorie, dar este safenectomia, adică se poate scoate vena în întregime, și o etapă importantă, mai ales din punct de vedere estetic, la care fiecare pacient ține, bineînțeles, și noi medicii cu atât mai mult, este etapa de excizie a pachetelor varicoase. Toate aceste incizii de care am vorbit, aceste tăieturi, sunt foarte mici, noi le realizăm de ordinul centimetrilor sau milimetrilor, iar suturarea lor se face cu fire resorbabile pentru a nu lăsa urme pe pielea pacientului. Recuperarea este rapidă, practic la 2 ore de la această operație, când dispar efectele rahianesteziei, pacientul se poate da jos din pat, se poate mobiliza. La noi stă 24 de ore, deci vine astăzi, se operează, peste noapte rămâne în spital și a doua zi se externează putând să-și reia activitățile uzuale. După operație se prescrie un tratament medical pentru sistemul venos profund, care a fost supra-solicitat, și se recomandă purtarea șosetelor compresive. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador.